Bună ziua, oameni buni! În acest videoclip vă prezint candela din lemn cu icoana Maicii Domnului Prodromița, icoana nefăcută de mână omenească de la schitul românesc Prodromu din Muntele Athos. Această candelă este realizată din lemn lăcuit de culoare maro închis, poate fi așezată pe masă sau pe perete, icoana este protejată cu un gemuleț, iar paharul candelei este de 100 de mililitri. Icoana Maicii Domnului Prodromița este cunoscută și sub numele de icoana nefăcută de mână omenească. Prodromița este cea mai importantă icoană făcătoare de minuni a comunității românești de la Sfântul Munte Athos din Grecia. Icoana Maicii Domnului este găzduită la schitul românesc Prodromu și, datorită faimei ei, atrage anual zeci de mii de pelerini și turiști din toată lumea. Chipul Fecioarei Maria nu a fost zugrăvit de o mână pământească, ci de penelul unui înger, conform voinței lui Dumnezeu. Totodată, istoria a consemnat numeroase minuni, în special vindecări miraculoase de boli incurabile. Astfel, în cinstea icoanei a fost creat și acatistul Maicii Domnului Prodromița, precum și rugăciunea Prodromița, amândouă bucurându-se de o mare popularitate în rândul creștinilor, nu numai în Sfântul Munte Athos, ci și în întreaga lume ortodoxă. Prăznuirea are loc în fiecare an, pe data de 12 iulie, fiind un praznic mare, cu privegheri de întreaga noapte. Candela are 18 cm înălțime și este lată de 10, iar talpa măsoară 10 cm în lungime. Dacă doriți o candelă cu această icoană nefăcută de mână omenească a Maicii Domnului, aveți un link mai jos în descrierea videoclipului de unde puteți comanda. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată!